reducerea durerilor articulare, creșterea rezistenței articulațiilor, îmbunătățirea flexibilității acestora, redarea elasticității pielii, întărirea firului de păr și a unghiilor. Bine v-am găsit, prieteni! În acest clip vreau să vă vorbesc despre principala proteină de susținere din organism. O proteină care reprezintă 30% din totalul proteinelor care se găsesc în corpul nostru. Bineînțeles, este vorba despre colagen. Colagenul este prezent în piele, în oase, în cartilaje, în tendoane, în ligamente, în pereții vasculari. Contribuția semnificativă a colagenului la structura și la funcționarea acestor țesuturi este vitală, este esențială pentru menținerea integrității structurale și a elasticității acestora. Iată, așa o enumerare pe scurt a principalelor efecte benefice pentru sănătatea ale colagenului. Este o componentă esențială a pielii, contribuind la elasticitate și la fermitate. Suplimentarea cu colagen, conform studiilor, poate să ajute la reducerea ridurilor și la menținerea unei texturi mai fine a pielii. Colagenul este prezent în cartilajul articular, contribuind la rezistența și la flexibilitatea articulațiilor. Suplimentele de colagen, conform studiilor, pot să aibă un impact pozitiv asupra durerilor articulare și pot să ajute la menținerea sănătății articulațiilor. Colagenul joacă un rol important în structura oaselor. Consumul adecvat de colagen poate să contribuie la menținerea densității osoase și poate să ajute la prevenirea pierderii de masă osoasă care este asociată cu înaintarea în vârstă. Colagenul este de asemenea prezent în păr și în unghii și contribuie la creșterea și la menținerea lor într-o stare bună de sănătate. Suplimentele de colagen pot să ajute la îmbunătățirea aspectului părului și unghiilor în acest fel. Colagenul este esențial și pentru sănătatea mucoasei digestive. Sunt studii care sugerează faptul că poate să ajute la tratarea unor afecțiuni digestive, cum ar fi, de exemplu, sindromul intestinului permeabil. Atenție, nu sindromul de colon iritabil, ci al intestinului permeabil, o afecțiune serioasă care poate să aibă consecințe grave, cum ar fi, de exemplu, apariția de boli autoimune. Colagenul este prezent în structura vaselor de sânge, contribuie la menținerea elasticității pereților vasculari, ceea ce poate să aibă un impact pozitiv asupra sănătății cardiovasculare. Și în clipul de astăzi vreau să-ți prezint un asemenea supliment. Este vorba despre Collagenus de la Faunus Plant, care este un supliment de colagen sub formă de capsulă. Collagenus capsule este o formă concentrată de colagen de tip 2 nativ, nedenaturat. În plus, mai are acid hialuronic, are plante medicinale care au ca efect reducerea durerilor articulare, creșterea rezistenței articulațiilor, îmbunătățirea flexibilității acestora, redarea elasticității pielii, întărirea firului de păr și a unghiilor. Pe lângă colagen, am spus că aceste capsule conțin și plante medicinale și, cum ar fi, de exemplu, turmericul, salcia, boswellia, ghimbirul. Mai conțin de aceste capsule condroitină, glucozamină, spirulină, piper negru. Toate asigură un efect antioxidant și antiinflamator al acestor capsule. Produsul se poate administra pentru prevenirea reumatismului degenerativ, adică a artrozelor, cât și ca tratament adjuvant în artrite, în reumatism, în spondiloză, în spondilită, pentru reducerea durerilor articulare și pentru redarea elasticității articulațiilor. Se administrează 2 capsule pe zi, seara, deci într-o priză unică. Se recomandă administrarea în paralel în primele 3 luni de Collagenus lichid. Tot un produs pe bază de colagen. Deci în primele 3 luni se administrează în paralel cele 2 produse, după care se continuă cu capsulele. Dacă vrei să-l cumperi, vrei detalii, las un link în primul comentariu de pe site-ul producătorului. Acolo poți să-l și comanzi. Recomandarea mea este: ia colagen, Collagenus de la Faunus Plant, și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!